Judecătoarea Carmen Mladen a ajuns în arest la jumătatea lunii iunie după ce Matei Catrinoiu a denunțat-o la Direcția Națională Anticorupție pentru faptul că i-a cerut, prin intermediul unui bărbat, 5.000 de euro ca să țină secrete poze compromițătoare. Săptămâna trecută, Curtea de Apel București a decis să o pună în libertate și a obligat-o să nu părăsească România, însă procurorii au formulat imediat recurs. Ieri, magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiția României au răsturnat situația. Respinge ca neîntemeiată cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi țara, formulată de inculpata Mladen Elena Carmen. Menține starea de arest a inculpatei, definitivă, au anunțat judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiția României. Vestea îl bucură pe Matei Catrinoiu, care vrea ca magistratul să plătească pentru tot ce a făcut. Prin tot ceea ce s-a făcut dreptate, a te pune în fruntea unor linii de interlopi nu poate decât să-ți aducă ceea ce ți-ai dorit, adică nerespectarea legii duce la condamnare. Carmen Mladen a fost suspendată din funcție de către Consiliul Superior al Magistraturii. Aceasta a fost trimisă în judecată pentru infracțiuni de corupție.